Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Ca băiat, e foarte simplu să spui la ce părți ale corpului te uiți prima dată când vezi o fată. Păi, sunt în număr de 2, sunt mari, rotund, se află în partea de sus a corpului. Da, ai ghicit. Ochii, bineînțeles, sunt foarte importanți pentru un băiat. După asta te uiți în partea de jos, tot două, mari și rotunde. Gambele, orice bărbat adoră o fată cu niște gambe frumoase. Dar te-ai întrebat vreodată la ce părți se uită fetele ca să catalogheze un băiat drept atractiv din punct de vedere fizic? Ei bine, azi vom vorbi exact despre asta, 6 părți ale corpului tău de care fetele țin cont. Unele s-ar putea să ți se pară complet ciudate, dar da, fetelor le pasă de ele și vreau să-ți ofer și câteva sfaturi pentru a le pune în valoare mai bine. Hai să vedem despre ce e vorba. Nu sunt în ordinea importanței, dar a trebuit să încep cu ceva, așa că să încep cu cea mai ciudată dintre ele, mai exact, fundul. Da, fetele se uită la fundul tău. Și eu am fost la fel de mirat când am aflat. Și nu numai că vor să-l vadă, dar vor să-l și atingă. Adică am avut o grămadă de fete cu care mi-am petrecut timpul care erau cam pipăitoare. Și mi se pare destul de ciudat, adică da, noi băieții suntem destul de evidenți. Când treci o fată mai așa, dăm puțin capul în spate. Nu știu, frate, fetele sunt ciudate. Când ajungem să înțelegem fetele, cred că putem rezolva orice problemă. Serios acum, nu vreau să pun mai multe întrebări. Cert este că fetele se uită la fundul tău. Din păcate, treaba cu fundul este destul de genetică, adică te cam naști cu un fund mare și rotund. Dar asta nu înseamnă că nu îl poți lucra la sală. Și acum, normal că nu mă refer să faci doar exerciții pentru fund, dar pur și simplu atunci când lucrezi picioarele, fă mai multe genuflexiuni. Sunt foarte bune pentru a îți mări dimensiunea posteriorului. A doua parte a corpului tău la care fetele se uită sunt dinții. Niște dinți albi și un zâmbet larg, normal că vor atrage întotdeauna priviri. Am vorbit și în alte videoclipuri despre importanța igienei orale și am făcut chiar un videoclip despre asta acum aproape un an, dar este încă valabil. Dacă din păcate ai dinții strâmbi, părerea mea că e mai bine să-ți pui aparat dentar și să sacrifici 2-3 ani decât să stai cu dinții strâmbi toată viața. Există și metode pentru a îți albi dinții, poți afla mai multe în videoclipul despre care am vorbit, la în colțul din dreapta al ecranului. Și nu în ultimul rând, nu uita de miros, pentru că dacă îți pute gura, nimeni nu o să vrea să stea lângă tine când vorbește. Așa că spală-te pe dinți de 2 ori pe zi, dimineața și seara, și nu uita de un pachet de gumă atunci când pleci de acasă. A treia parte a corpului tău la care fetele se uită cu adevărat sunt ochii. Acum nu poți schimba forma ochilor și nici culoarea lor, adică nu îi poți transforma prin magie în albaștri, dar cred că mai important de atât de felul în care arată este ce transmiți prin ochii tăi. Am citit sau am auzit undeva, dar nu mai știu unde, fraza asta: ochii sunt poarta către sufletul tău. Și mi se pare 100% adevărat. Asta pentru că ochii trădează emoțiile. Ei transmit cel mai bine gândurile sau sentimentele pe care le ai în momentul ăla. Așa că data viitoare când vorbești cu o fată, nu încerca să-ți ascunzi ochii și menține contactul vizual, iar asta va contribui foarte mult la conexiunea dintre voi. A patra parte a corpului tău destul de neobișnuită la care fetele se uită sunt venele. Aparent fetelor le plac venele, probabil din cauza că venele se văd cel mai bine la băieții care sunt definiți, care stau bine din punct de vedere fizic. Venele se văd cel mai bine atunci când faci mișcare pentru că pui sângele în circulație, un alt motiv să te apuci de sport. Și în general, lăsând la o parte venele, un corp tonifiat și definit este mai atractiv pentru majoritatea fetelor decât unul plin de grăsime. A cincea parte a corpului tău pe care fetele o iau în considerare când te cataloguează ca atractiv este spatele. Un spate mai mare, mai lat, te face să pari mai impunător și de asta probabil îi oferă fetei sentimentul de protecție. Așa că să nu neglijezi spatele atunci când mergi la sală, pentru că e o parte foarte importantă și desigur nu trebuie neapărat să mergi la sală ca să ai un spate frumos. Poți găsi pe afară o bară la care să faci tracțiuni. Acum, na, normal că nu trebuie să te apuci să faci numai spate la sală, pentru că ți-am spus eu că asta le place fetelor, dar poate fi, de ce nu, un factor motivator în plus ca să tragi mai tare la sală. Și în final, al șasea parte a
corpului tău la care fetele se uită și nu este cea din urmă, este părul. Părul. Foarte important să ai un păr îngrijit. Am făcut foarte multe videoclipuri despre cum să-ți aranjezi părul, ce produse să folosești, cum să-ți alegi freza perfectă pentru tine, dar cel mai important este să îți dai interesul. Să pui efort în a încerca să îți faci părul să arate mai bine decât arată în momentul ăsta și acest lucru te face mai atractiv în ochii fetelor. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Any Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!